Salut și bine te-am găsit pe canalul meu, eu sunt Marian, iar astăzi o să-ți prezint câteva greșeli pe care le fac majoritatea pescarilor începători și pe care dacă și tu le faci, te rog să nu le mai repeți. Hai să vedem care sunt acestea. Prima mare greșeală pe care o fac pescare este că nu așează bine bățul pe suport, în cazul acesta pe crăcană. Folosesc două crăcane care țin undița suspendată. Dar în acest caz nu este pusă deloc bine, deoarece fii atent dacă peștele o să tragă datorită inelului care este depărtat de crăcană, undița o să se ducă în față și când va ajunge aici, de pe această crăcană va cădea și ai șanse mari să se încălcească sau chiar să-ți ia undița în apă și cu siguranță peștele îl vei pierde. Să nu mai spun că uite să dea drumul la piedică sau mai bine zis la bait runner. În caz că nu ai bait runner, poți să reglezi tamburul de aici, încât peștele când trage să se ducă și să nu îți rupă firul, sau în cel mai rău caz, datorită șocurilor pe care le produce un pește mare atunci când trage, e posibil să-ți dea din nou undița jos de pe crăcană și să îți îndoaie această sârmă de la molnetă, să-ți rupă coarba și așa mai departe. Așa că dă tot timpul drumul bait runner-ului în caz că îl ai pe muletă, dacă nu ai, reglează, deci în așa fel încât dacă vine un pește mai mare să poată să ia fir cu ușurință. Următoarea greșeală ar fi că unii pescari folosesc momeli echilibrate incorrect, în acest caz o să sprijin un method feeder cu un pop-up care nu stă deloc bine în apă. Uite, după cum vezi, momeala plutește deasupra momitorului foarte, foarte dubios pentru pești. Nu cred că sunt șanse foarte mari ca peștii să pună botul atunci când momeala stă în acest fel. De aceea trebuie echilibrată foarte bine încât să stea doar un pic cârligul ridicat deasupra fundului. Așa că alegeți cârligile în funcție de momeala pe care o cumperi, în așa fel încât aceasta să fie echilibrată. Și dacă folosești pop-up-uri mai mari, echilibrează-o cu ajutorul unui plumb sau altui element care te ajută să echilibrezi momeala. Următoarea greșeală foarte, foarte mare pe care o fac din nou mulți pescari este aceea că nădesc foarte, foarte mult la partidele scurte de pescuit. O să-ți prezint acum cam ce bulgări fac unii. Am văzut pescari care fac bulgări de genul vreo 10-20 de bulgări, nădesc, după care așteaptă o oră și se duc acasă dezamăgiți că nu au avut nicio trăsătură și dau vina pe absolut tot ce înseamnă administratorul bălții sau nu știu, cei de la asociații, dacă vorbim de bălțile sălbatice. Așa că sfatul meu este să nădiți în funcție de cât s-a pescuit. Încă o greșeală care mi se pare de dreptul copilărească este aceea că atunci când aruncă un pescar, am văzut că trage de câteva ore așa, după care așează undița pe suport și așteaptă. Total greșit, deoarece atunci când arunci, trebuie să lași momitorul sau method feeder-ul să cadă exact acolo unde ai aruncat, fără să-l tragi stânga-dreapta, deoarece nada se va duce de pe el și vei rămâne cu cârligul doar cu momeala și atât. Peștele va veni și va căuta nada, dar nu va da de cârligul tău, așa că în momentul în care arunci momitorul, lasă-l să cadă și pune undița pe suport, fără să mai miști stânga-dreapta. Următoarea greșeală foarte, foarte mare. Am văzut pescari care pur și simplu pescuiesc exact așa, pufulete pe cârlig și pe spin au un pop-up. Mi se pare o greșeală foarte, foarte mare. Această momeală arată foarte dubios pentru pește, în primul rând. Flotabilitatea este foarte mare, cârligul nu va fi echilibrat deloc și peștele nu crede că va mușca. Pufuletele la un moment dat se va dizolva, dar are șanse mari ca atunci când peștele este în zona aceasta să fie încă tare și cumva poate îi se face lui poftă de ce ai pus-o aici și mușcă, dar îți garantez că nu vei reuși să-l înțiepi dacă pufuletele încă este tare. Așa că hotărăște, ori pescuiești doar la pufulete, ori la pop-up. Răbdarea este foarte importantă la pescuit. Răbdare pe care mi-am pierdut-o de mult astăzi, din păcate. Sunt la o scurtă partidă de testare a unei bălți ca să văd dacă am ce filma zilele următoare, însă din păcate după câteva ore aici nu am avut nicio trăsătură.
Așa că te rog să fii răbdător cu fiecare baltă în parte, până într-un anumit punct, în momentul în care ajungi pe o baltă și vezi că nu sare niciun pește, nu ai nicio trăsătură, indiferent de ce momeală ai pune în cârlig, ce montură ai folosit și așa mai departe, te sfătuiesc totuși să schimbi balta, așa cum o să fac și eu cu siguranță. Nu o să dau numele bălții, nu vreau să-i fac reclamă pozitivă sau negativă. Chiar dacă prindeam pește, tot nu spuneam numele, deoarece nu vreau să îmi sară pescare în cap că eu i-am trimis acolo. În fine, deviez un pic de la subiect. După cum spuneam, răbdarea este foarte importantă la pescuit. Am văzut pescari care, atunci când vin pe baltă, fie lasă montura prea mult în apă, fie o scot prea repede, din cauza că nu au răbdare. Sună ciudat când spun că dacă lași montura prea mult în apă, nu ai răbdare, însă chiar așa este. Arunci de 2-3 ori regulat, din 20 în 25 de minute la feeder și din oră în oră când ai la crap, după care îți pierzi răbdarea și lași acolo undița 5 ore fără să mai schimbi momeala, în caz că dai cu momeală vie, fără să mai reîncarci momitorul și te aștepți să prinzi pești. Nu, eu cred că atunci când vii la o partidă de pescuit, ideal este să îți faci un pic planul de acasă și să pescuiești, să nădești constant și să schimbi de asemenea momeala. Pentru că nu știi când vine peștele, nu știi când este perioada când el mușcă, așa că nu-ți pierde răbdarea, decât să vii și să renunți la partidă și să lași undițele acolo, să te aștepți să prinzi cu cârligul gol, mai bine să nu vii, așa că ai foarte mare răbdare la pescuit. Supraomectarea nadei este din nou o greșeală foarte, foarte mare. Ai grijă atunci când îți faci nada să o omectezi în funcție de cum vrei să atragi pești. Dacă vrei ca nada să stea mai mult pe substrat, adaugă mai multă apă ca să fie mai lipicioasă, dar dacă vrei să se desfacă imediat la contactul cu apa ca să atragi peștii care stau între ape, nu o omecta prea tare, în așa fel încât ea să se desfacă foarte repede. Următoarea greșeală este să vii cu mașina foarte aproape de locul unde pescuiești. După cum vezi, mașina mea este la distanță destul de mare și atunci când merg, în special pe bălțile sălbatice, cum ar fi râul Siret, nu închid portiera, pur și simplu o lipesc până când plec acasă. Nu trântesc niciodată portbagajul sau portierele, din cauza că peștii sălbatici sunt mult mai sensibili decât cei de pe bălțile private, cu toate că și aceștia sunt foarte sensibili. Să ai mare grijă, lasă mașina mai departe ca să nu îi audă motorul și să se sperie. Ține cont că cei sălbatici vor deveni foarte repede suspicioși, vor schimba locul imediat, cum simt că nu mai sunt în siguranță, așa că ai mare grijă să nu faci gălăgie. Nu te mai lua după alții, deoarece faci o mare greșeală. E posibil ca un pescar să spună că a luat 30 de kilograme de pește într-un loc și să nu te aștepți că dacă mergi și tu vei prinde. Peștii se comportă diferit în fiecare zi. Bineînțeles, trebuie să te interesezi dacă atunci când a prins a fost ploaie, a fost soare, pentru că e posibil că atunci când mergi tu să fie cu totul la loc peștii. Ultima greșeală cu care o să închei acest video este aceea că pescuiești pe un loc fără să cunoști adâncimea apei. Pur și simplu lansezi și aștepți să prinzi pești. Prima dată verifică adâncimea, verifică substratul să vezi dacă ai ceva agățături, după care începe să pescuiești. Sper că ți-a plăcut acest video, sper că te-a ajutat, sper și eu să revin în curând cu o nouă partidă de pescuit și să prind pește, nu doar cu niște sfaturi să vin la tine, așa că îți mulțumesc mult pentru vizionare, fir întins!